Rugăciune către Marele Mucenic Mina. O preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina și de minunii Făcătorule, primește această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător, prea minunat Scapeu Ticălosul, și către sfânt chipul icoanei tale, cu lacrimi fierbinți mă rog ție, vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea, mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de a mă ajuta cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine, robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, Sfinta lui Dumnezeu, că de-ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat, ca și după mutarea ta din viața această trecătoare, cine a năzuit la Sfânta Biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine într-un ajutor și nu l-ai auzit? Sau pe cine te-a chemat pe tine, de minuni Făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagubă fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de negustorul acela din pământul Izauriei care venea la biserica ta spre rugăciuni. Nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punga cu galben, dar, o, minune, ca și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos. Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îi făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfântul locașul tău, nu numai că ai făcut-o izbăvită de ostașul acela ce oscilea spre păcat, dar și pe ostași, după cuvință, l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă de galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea, încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine alerga la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind și mă rog ție, sfinte și mare mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine, păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către acela, roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvintez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.